Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Astăzi suntem în legătură directă prin internet, pentru că nu se poate altfel în momentul acesta, cu prietena noastră Gabriela Adam. Bine ne revedem, Gabi! Mulțumesc pentru invitație și bucuria de a ne întâlni. Gabi, ești înconjurată de zeci de icoane frumoase și știu că tu ești un spirit foarte înalt, plăcut frumos lui Dumnezeu în fața lui. Căpița, spune-ne, te rog, pentru că telespectatorii, văzându-te un pic mai rar, să știe și să le reîmprospătăm memoria cu ceea ce faci tu. Te rog. Da, mulțumesc. Din punct de vedere profesional, am demarat în viață ca fiind ingineră, dar simțeam că nu rezonez cu această meserie, fiind preocupată întotdeauna de medicină. Când eram mică, eram pasionată de cărțile tatălui meu, care era medic, și în sufletul meu și în subconștientul meu a fost întotdeauna dorința de a fi medic. Dar fiind la școală foarte bună la matematică, am fost îndrumată să fac o meserie tehnică și cu care, de fapt, nu am rezonat. Și fiind ingineră în fabrică, lumea îmi cerea păreri privind sănătatea. Deci întotdeauna am studiat domeniul medical. În urma unei morți clinice pe care am avut-o în 1989, am conștientizat faptul că trebuie să îmi schimb prioritățile, să schimb ceea ce fac, să îmi ascult vocea interioară. Și am devenit terapeută, am făcut cursuri în România și în Franța, fiindcă câteva luni pe an locuiesc în Franța, deci am avut activitate profesională și acolo și am făcut niște cursuri extrem de deosebite. Cu toată modestia spun că lumea care vine la mine sau mă cunoaște sau îmi cere ajutorul, observă schimbarea, pentru că boala nu înseamnă doar boală fizică, înseamnă schimbare la toate nivelurile noastre, emoțional, mental, energetic. Este o schimbare holistică. Actualmente este un mare trend de dezvoltare personală. Într-un fel este dificil să vii cu noțiuni noi. Principala idee este să impactez ascultătorii, de a avea determinarea de a aplica ceea ce aud în diverse emisiuni de dezvoltare personală sau privind vindecările. Ca și vindecare, nu enumăr toate cursurile pe care le-am făcut, dar principala metodă a mea pe care o fac și la distanță, că se bazează pe fizică cuantică, pe non-localizare din fizică cuantică, este o terapie energetică, este cumva înrudită cu vindecarea reconectivă a doctorului Eric Pearl, dar eu am adus niște amendamente, deci niște idei originale și o aplic într-un mod specific, cum am considerat de cuvință în urma practicării acestei metode de-a lungul multor ani, am adus niște îmbunătățiri. Este o colaborare între terapeut și clientul care vine sau care cere ajutorul. Este foarte importantă determinarea clientului de a se schimba, nu și acceptarea unor sugestii, pentru că dincolo de transmiterea de energie, fac niște sugestii privind schimbarea mentalului, fac o radiografiere a unor gânduri sau evenimente din viața clientului care i-au făcut mult rău și de care trebuie să detașeze. Bagajul emoțional al fiecăruia este mare, pentru că nu știm să ne debarasăm de el, cu toate că și în suferință există un sens.
Frumusețea vieții constă în găsirea sensului, dar găsirea sensului și în suferință. Părintele logoterapiei Victor Frankl, un psihiatru și scriitor vienez, a introdus terapia prin sens, în sensul de, scuze repetarea, de a găsi sensul suferinței care te ajută să transcezi suferința. El a stat în 4 lagăre de concentrare și totuși nu și-a pierdut nici mințile, nici încrederea în bunul Dumnezeu, nici principiile după care să funcționeze în viață. Actualmente, datorită acestei situații, o perioadă un pic mai dificilă pentru omenire, dar nu foarte dificilă cum se vehiculează, pentru că dacă ne gândim că în cursul istoriei toate etapele în care se face un salt în conștiință sunt un pic dureroase, putem gestiona viața fără să devenim victime ale societății, ale guvernului, chiar ale conjuncturilor din viața noastră. Un mare impact îl are rugăciunea. Cum a spus un medic francez din secolul trecut, Alexis Carrel, rugăciunea este cea mai mare forță energetică cu putere de schimbare la nivel individual, care este la îndemâna tuturor. Este și o nouă știință, relativ nouă, neuroteologia, care face legătura dintre activitatea neuronilor și viața spirituală a fiecăruia dintre noi. Și studiile făcute arată că un om foarte credincios are chimismul și chiar structura creierului, pentru chimismul determină structura, circumvoluțiunile voluntare, diferit de a unui om care nu este practicant de rugăciune sau nu este foarte credincios. Pe lângă aceste energii, fac o îndrumare cu niște cărți, nu chiar de divinație, dar de îndrumare în viață, pe care niște cărți deosebite, o parte le-am cumpărat în Franța, o parte în România, care merg datorită atmosferei care se creează între mine și client și datorită puterii intenției puse de client privind ceea ce dorește ca schimbare personală sau eveniment, ca persoană sau ca și eveniment în viață. În general, cărțile care se trag vin chiar pe subiectul așteptat de client și sunt foarte diverse situațiile de viață, după cum știm că și noi suntem foarte diversi. Și sunt ca niște îndrumări. Unele cărți conțin mantre, afirmații pe care să le spună 7 sau 21 de zile, înseamnă că acea idee trebuie încă lucrată în mentalul lui, altele privind neclarități, anumite conjuncturi care trebuie rezolvate sau care se cer rezolvate, pe urma ajutor de la arhanghel, de la îngeri, îndrumări. Fac și șamanism occidental, bineînțeles, curățări șamanice cu toba șamanică, cu batonul de ploaie, cu zornăitoarele, pentru că blocajele pe care le acumulăm, tot poate datorită și egoului, punând întrebarea de ce mi se întâmplă mie, ceea ce este o întrebare total ne la locul ei, de ce să nu se, ni se întâmple, pentru că prin durere și suferință avem o ascensiune spirituală, nu doar în zona noastră de confort sau de bunăstare emoțională, doar că aceste bagaje emoționale trebuie curățate, așa cum facem curățenie în casă. Nu ne gândim la bagajul nostru emoțional pe care îl cărăm cu noi și care ne împiedică să vedem magia din viața noastră, să vedem adevăratul nostru potențial interior de manifestare a ceea ce este frumos în noi.
să avem încredere în noi, să avem stimă de sine, ca să putem manifesta la nivelul cel mai înalt potențialitatea din viața noastră și să beneficieze și cei din jur de acest lucru, pentru că fiind posaci, posomorâți sau pesimiști, atunci transmitem energia aferentă în jur și indispunem și alți oameni. Nu suntem lumini pentru ei, suntem întuneric. Gabița, aș vrea să te întreb, scuză-mă că te întrerup, pentru că ai spus, a venit vorba de suferință de mult, adică din ceea ce știu eu, suferința nu vine doar pentru noi și pentru că avem noi de trecut ceva, ci vine și karmic din spate. Cum facem pentru a opri acea suferință karmică, a o suspenda ca să nu mai meargă după noi și pentru cei care vin, care sunt urmașii noștri? Da, se face o terapie transgenerațională, dar și dacă nu facem așa ceva, prin însăși faptul că dacă avem persoane în viața noastră care ne fac rău, este foarte bine să iertăm. Prin iertare, prin acceptare și prin înțelegere, curățăm transgenerațional anumite moșteniri. Bineînțeles că fiecare moștenim și trăsături de caracter ale strămoșilor, dar suntem și în aceeași baie de energie a evenimentelor anterioare care s-au întâmplat în familiile noastre din punct de vedere al lanțului de strămoși. Și prin iertare, acceptare, bunătate, doar că în vremurile actuale se constată de toată lumea că s-a mărit răutatea, invidia, nepolitețea chiar în familii, chiar la cei apropiați. Foarte multă lume se plânge de acest lucru. Bun, vreau să-ți dau un exemplu. Dacă într-o familie relația este toxică, dau un exemplu că se întâmplă în foarte multe cazuri. Exact. În viețile noastre, a celor care ne înconjoară și mai ales în România, nu știu și în alte părți, dar în România cu siguranță sunt atât de multe exemple și îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Ce înseamnă, vorbesc despre o familie în care soțul bea, în care copiii sunt traumatizați, în care soția stă și suferă și te întreb acum, ce ar trebui să facă o femeie în această situație, spunând că să iubești, să ierți, să accepți, înseamnă să stai să înduri bătăi și mizerii pe care ți le face bărbatul. Dacă vrei să stai pentru copii, înduri pentru copii. Întotdeauna există un motiv pentru care stai și înduri. Dar dacă vrei să rupi această relație, pentru că este o relație toxică, dar nu mai suporți băutura, nu mai suporți bătăile, nu mai suporți situațiile și tot ce este agresiv asupra copiilor și asupra ta și rupi. Asta înseamnă că ai iertat? Asta înseamnă că ai acceptat? Nu. Și atunci? E un trend, ca să spun așa, că femeia româncă este prea obedientă la toate grosolăniile unui bărbat din familie sau la toate suferințele pe care le face. Acceptă violență, acceptă jigniri, da. Ceea ce în Occident, ca și procent, este mult mai mic. Femeia occidentală este mult mai independentă decât femeia din România. La noi se pune și problema pecuniară. Poate întotdeauna când facem un compromis, avem în spate un motiv. Și de aia nu e bine să facem pe victima dacă suportăm, de exemplu, un bărbat care bea. Înseamnă că totuși avem un motiv, nu suntem destul de puternice să rupem relația cu acel bărbat. Pentru că, în general, în viață, compromisurile nu sunt bune. Prin compromis omul nu evoluează, prin compromis omul involuează, merge înapoi. Și a suferi înseamnă o durere emoțională care nu aduce nimic bun.
sau așa numite raționamente că stau din cauza copiilor, depinde ce văd acei copii în casă și ce atmosferă de educație au. Dar nu poți să judeci pe nimeni, doar poți să dai o mână de ajutor să se clarifice. Pentru că dacă nu avem claritate ceea ce dorim de la viață, cum vrea să arate viața noastră, atunci nu știm ce să facem cu ea și mergem în roluri de victimă, ne plângem, putem să ne despărțim și putem să iertăm în același timp. Dar nu cred că putem să iertăm atât de bine dacă suportăm violențe și stăm cu cineva în fiecare zi. Da. Întrebarea mea era dacă ne rupem și plecăm, se consideră că am iertat, se consideră că am acceptat, se consideră... Depinde. Depinde că putem să plecăm și să nu iertăm, putem să plecăm și să iertăm. Depinde de sufletul omului și de fiecare om în parte, cum trăiește acea emoție. Putem în ambele sensuri. Da. Pentru că se întâmplă foarte des și văd în jurul meu lucruri de genul acesta care atrag după sine o grămadă de lucruri. Se ajunge până la crimă, până la urmă. Da. Neplăcute și se întâmplă și de față cu copiii, deci este strigător la cer ce vedem. Pe lângă aceste răutăți de care vorbeai tu și le vedem în jurul nostru, lumea este prea împământănită în material, prea habotnică după îmbogățire și după bani și vai Doamne acești oameni care trăiesc sub forma asta și numai pentru material nu realizează că de fapt muncești, e foarte adevărat, muncești ca să-ți fie bine ție și celor de lângă tine, dar uiți de suflet. Așa cum spuneai, sufletul este foarte important și rugăciunea, pentru că este la îndemâna tuturor și nu costă nimic și nu necesită mari sacrificii, rugăciunea, oricând spusă, este minunată. Și pentru că am fost acuzată că eu vorbesc, ar fi bine să vorbesc mai puțin în timpul emisiunii, deși este o emisiune cu dialog, nu este cu monolog. Aș vrea să specifici puțin apropo de cardurile acelea, de cărțile acelea, pentru că eu am mai avut de-a face cu aceste cărți și cu tine și cu alte persoane și mi s-au relevat niște lucruri extraordinare. Este foarte important să știm cum funcționează și am să te rog să ne spui puțin cum funcționează ele. Dacă îmi permiți, am să revin și la ideea ta privind materialismul din zilele de astăzi și acceptarea suferinței și din cauza materialismului. Ar mai fi o idee, nu e doar materialism, ăsta e preponderent, dar mai este o idee care ține de intelect și de spirit, adică trăim atât de implementați în povestea noastră personală și atât de rupți de ceea ce se întâmplă în general în lume sau de a cunoaște istoria sau evenimentele care s-au perindat până a se ajunge la societatea noastră, de a fi preocupați, de a avea un orizont larg de cunoaștere. Că în momentul în care ai un orizont mai larg de cunoaștere, ieși din povestea ta personală, neidentificându-te cu povestea ta personală ca și problemă, identificându-te doar ca să găsești o soluție, normal că vezi altfel lucrurile. Avem aceleași gânduri, 60-70 de mii pe zi, și nu încercăm ca a doua zi din aceste gânduri să nu repetăm majoritatea și să ne lărgim orizontul de cunoaștere și să trăim în alte paradigme de gândire, e normal că rămânem într-o cutiuță mică a suferinței, că mergem pe aceeași placă și nici nu avem putere să găsim soluții. Da, privind cărțile, intenția cu care se trage o anumită carte, deci se face o rezonanță între mine și client și intenția merge în univers și vine înapoi sub formă de răspuns. Se face o energie specială
Și asta este magia răspunsului. Nu ține de noi ca oameni, ci ține de ceea ce primim din astral. Și astralul ne îndrumă să ne ajute în drumul vieții. Eu am avut experiența acestor carduri și am avut persoane cu care am lucrat și inclusiv cu tine și am primit un mesaj foarte frumos de la tatăl meu, pentru că îngerașii ne trimit aceste mesaje, dar noi nu le putem vedea, pentru că poate nu suntem atenți, poate că nu avem încă capacitatea aceea de a primi toate darurile pe care ni le dă Divinul. Există aceste carduri și cine le are, cum ai tu, sau sunt terțe persoane care dețin aceste carduri, deschizându-le primim informațiile. Am să te rog să ne spui tu cum funcționează, pentru că este wow. Da, cardurile sunt pe mai multe categorii. Unele se adresează schimbării personale a clientului care îmi cere divinația și altele se adresează vis-a-vis de un eveniment din viață sau de legătura cu persoanele plecate din această lume. Prin intenția fermă pusă de client și prin intermediul energiei cardului se primește de la Divin o îndrumare constructivă spre o schimbare personală sau spre găsirea unei soluții privind evenimentul care trebuie rezolvat, în ghilimele, sau ameliorat din viața clientului, sau o comunicare cu cei duși din această lume. Deci are mai multe aspecte. Am carduri care vizează mai multe aspecte și prin energia creată în momentul în care se extrage cardul, este o energie specială care nu se poate explica, așa ca și energia vindecării sau ameliorării unor boli care vine din univers și tot nu se poate explica de mentalul uman, atunci se aduce o lămurire pentru fiecare. Și de-a lungul timpului vă spun că fiecare a primit răspunsul care i-a facilitat schimbarea sau rezolvarea, răspunsul adecvat, pentru că situațiile de viață sunt foarte diverse, ca și viața noastră, ca și noi ca entități umane, și răspunsurile sunt extrem de diversificate și vin ca o mănușă pe întrebarea respectivă. Da, eu am fost încântată și recomand dacă cineva dorește să afle lucruri pe care nu le ai la îndemână, să meargă cu intenție către acești oameni, către tine sau cine mai deține aceste carduri. Pentru și vreau... aceste carduri dau o claritate. Că asta spuneam, dacă nu avem claritate cu ceea ce dorim de la viața noastră, dacă dorim să trăim în compromis sau dacă dorim o schimbare, trebuie să facem ceva pentru schimbare, dacă nu avem claritate. Ca și când te urci, e un exemplu clasic, dar simt nevoia să-l dau, te urci într-un taxi, dar dacă nu știi adresa unde dorești să mergi, taxiul nu te duce, că nu știe unde, da? Și nu ajungi nicăieri, nu rezolvi nimic. Așa și în viață, dacă nu avem claritate vis-a-vis de ceea ce dorim sau ceea ce dorim noi ca și transformare pentru a obține altceva în viața noastră, că nu putem dori ceva fără să muncim la transformarea noastră. E bine spus, pentru că am întâlnit oameni în viața mea și până la un moment dat, și eu am fost la fel, am așteptat, apelând la terapeuți, să schimbe ceva în viața mea. Și cu uimire am observat atunci că nu se poate să vină rezolvarea de afară, ci trebuie să lucrăm noi cu noi și de-aia suntem acum aici, ca să facem în așa fel să explici tu prietenilor noștri ce anume ar fi bine să facă
pentru că intențiile pe care și le pun pentru o anumită, nu știu, schimbare sau în viața lor, poate dau un exemplu, pentru eliberarea de o dependență, pentru a nu mai fi un om care judecă pe alții. Pentru, deci diverse, sunt atât de multe situații în viața noastră pe care ar fi bine să le schimbăm. Și acum vin cu întrebarea la tine. Treptat, pas cu pas, ce ar fi bine să facem pentru a ne schimba? Da, reamintesc că suntem maestri ai propriei vieți și responsabili de propria schimbare. Cineva ne poate ajuta prin niște idei, prin niște informații, dar nu poate face schimbarea în locul nostru. Aș propune un exercițiu al lui Deepak Chopra, care are rol de transformare interioară, anume, se cheamă focusul din ochii tăi, focul din ochii tăi. Ne uităm în oglindă, ne alegem un moment al zilei, nu contează când, ne uităm în oglindă, dar nu la faciesul nostru, ci la expresia ochilor. Și spunem, sunt total independent, independentă de părerea celorlalți despre mine. Asta ca un prim punct. Nu sunt inferioară nimănui și nimeni nu îmi este inferior. Sunt neînfricat în fața tuturor încercărilor. Deci, și ne uităm la expresia din ochii noștri. Spunem aceste fraze cu convingere interioară și ne uităm la expresie. După câteva zile vom observa niște schimbări interioare. Într-adevăr, în ziua de astăzi suntem prea predispuși în a ține cont de părerea altora, ceea ce nu este bine deloc. Asta înseamnă o lipsă de respect de sine constructivă. Nu înseamnă, cum spun francezii, embu de sa proprie persoană, să fim făloși, dar înseamnă să ne respectăm divinul din noi și din moment ce nu facem rău la nimeni sau încercăm, că poate facem fără voință, mă refer la un mic rău, fără voință, încercăm să respectăm liberul arbitru al celorlalți și să nu depindem de părerea nimănui, că implicit a depinde de părerea cuiva înseamnă să te simți sau inferior sau superior. Este ego-ul, șfala de șarte. Am mai spus și în alte emisiuni că dacă ne abținem de la patimi, că fala de șarte de fapt este o patimă, dragostea de bani este o patimă, între a fi și a avea este o mare diferență, dar specifică a fi nu înseamnă a nu avea, înseamnă cum mentalul tău are atitudine prin faptul că ai și tu cum te comporți cu ceilalți prin faptul că ai. Deci este vorba de atitudine, nu este vorba de a nu avea, cum se spune și în Biblie, să nu iubim ceea ce avem, să utilizăm spre folosul nostru, dar și spre ajutorarea celorlalți. Deci în viață este vorba de atitudine. Acum, privind calitatea vieții și schimbările interioare, autocunoașterea este foarte importantă, ca și claritatea în viață. Din moment ce ne cunoaștem și cu bune și cu rele, calități și defecte, potențial de a munci, de a crea, înseamnă că putem lucra la noi. Suntem ca o carte deschisă, ca pe ceva ceea ce știm. Dar dacă nu ne autocunoaștem într-un mod realist și ne îmbogățim imaginea de sine sau ne minimalizăm, normal că tot nu ne putem valorifica. A fi bucuroși
de viață, considerăm că ni se cuvine, nu ni se cuvine nimic. Trebuie, mă rog, e un cuvânt care nu-l iubesc prea mult, este important să fim atenți la darul vieții, să apreciem că nu-l merităm, îl avem, și să nu trăim în achedia, mereu în nemulțumiri. Lumea acum este nemulțumită și nu e o gândire constructivă. Nu se uită la binefacerile din viață, se uită mai mult la ce nu le convine. De asta, autocunoașterea nu doar ca persoană, autocunoașterea ca evenimente din viața noastră, ca tot ceea ce se întâmplă cu noi și cu viața noastră. Autocunoaștere reală. Discernământ, să trăim în discernământ, sau durerile sufletului, să le luăm ca și lecții de spiritualitate, să vedem spiritualitatea din suferință. Ceea ce construiește suferința cu sufletul nostru. Nu să cădem în starea de victimă. În momentul în care spui suferință, suferința este multiplă, foarte multe forme de a suferi. Poți să suferi că ești îndrăgostit și ești tratat cu indiferența. Poți să suferi pentru că în viața ta a intervenit o boală, deci o suferință fizică. Poți să suferi, Doamne, câte feluri, poți să suferi pentru cineva de lângă tine care este bolnav. Poți să suferi că ai pierdut o sumă de bani. Deci diverse variante de suferință. Acum, pentru că noi în viață trăim aici pe pământ, în materie. Pentru că tot ceea ce facem, zicem noi că facem pentru noi. Dar de fapt, ceea ce avem este un atașament pentru noi și viața noastră. Mai vorbeam la un moment dat cu cineva apropo de plecările celor dragi nouă care pleacă dincolo, în altă dimensiune, și am foarte multe persoane care îmi scriu pe internet cum de am rezistat pierderii fiului meu. Dar am rezistat greu primii 4 ani, până când am înțeles și până când prin aceste carduri pe care și tu le ai, am primit informații de la fiul meu că este foarte bine acolo unde este, pentru că este la o altă școală, pentru că pe pământ atât a avut treabă și că nu are rost ca eu să plâng și să fiu nemulțumită și să fiu supărată, pentru că el este bine acolo unde este, și sunt convinsă că fiecare suflet care pleacă, pleacă după o evoluție pe acest pământ și atunci se ridică mai sus, în plan divin. Acum, să revenim la lucrurile de atașament. Spuneam de cei care pleacă, ne uităm de foarte multe ori la mormântările care au loc în jurul nostru și când încep persoanele rămase în viață să plângă, vai, unde ai plecat, vai, cui m-ai lăsat. Ei, aici este forma de, în primul rând, de egoism, pentru că nu-l plângi pe el că a plecat, ci plângi pe tine, te plângi că ai rămas singură, fără el. De ce? Pentru că el a fost cineva în viața ta, a avut o valoare în viața ta, te-a ajutat mai mult sau mai puțin în viața ta și chiar dacă te-a făcut să suferi, asta este cel mai important lucru, dacă te-a făcut să suferi, abia atunci îți dai seama că de fapt suferința aceea ție îți folosește. Poate că o consideri o eliberare în momentul în care persoana pleacă. Bun, dar cu timpul îți dai seama că acea persoană a avut un rol foarte important în viața ta din punct de vedere spiritual. Și acum vorbim să ne întoarcem la atașamente, pentru că de aici am plecat. Toate bunurile pe care le avem, așa cum spuneai tu, noi le iubim. Dar, de fapt, noi suntem atașați de ele. În momentul în care se întâmplă, nu știu, vedem atâtea lucruri. Din cauza faptului că noi suntem așa cum suntem și ne-am transformat pământul în altceva decât ni l-a dat Dumnezeu, natura se întoarce împotriva noastră și ne dă diverse fenomene meteo. Și atunci, iată, din inundații se pierd case, nu știu, atâtea variante. Pierzând aceste lucruri materiale, abia atunci realizăm că, de fapt, ceea ce este material nu înseamnă nimic pentru noi, pentru că plecăm de pe pământ cu mâinile pe piept și atât. Te rog să-mi vorbești despre atașamente și cum să înlocuim atașamentele pentru a fi bine spre binele nostru cel mai înalt. Normal că
atașamentele sunt nocive. De exemplu, teoria budistă a fericirii spune că sursa nefericirii este tocmai atașamentul de material. Richard Mathieu, un filozof și un scriitor francez, un budist care trăiește în Nepal, este cotat ca fiind cel mai fericit om de pe pământ. Deci s-au făcut studii pe creierul lui ca dovadă că fericirea noastră nu depinde de bunurile materiale care ne înconjoară nici de cum. Dar acum, cum ai precizat la începutul emisiunii, că materialismul în această societate de consum este în vogă, normal că materialismul aduce după sine atașament și atașament chiar patologic, aș putea spune, și aduce nefericire. Pentru că fericirea se află în interior, nu se află în lucrurile exterioare. Nu condamnăm a folosi lucrurile exterioare, dar a nu ne identifica cu ceea ce avem și a nu iubi ceea ce avem. Către a petrece viața pe pământ, între a fi și a avea, aceasta este diferența. A fi înseamnă orientarea spre exterior, a avea înseamnă orientarea spre interior, dezvoltarea sinelui. Că de fapt trecerea omului pe pământ este, din punct de vedere creștin, pentru dobândirea Harului Sfânt, pentru mântuire, și ca și dezvoltare este o perfecționare a ADN-ului. Pentru, este un mesaj al omenirii ca întreg, nu chiar ca fiecare entitate, că se spune că și reîncarnarea n-ar fi ad literam o reîncarnare, ar fi o evoluție a ADN-ului, niște amintiri care se perpetuează și niște evenimente pe care tu să le vezi altfel și să transcezi pe calea spirituală. Este o școală, de fapt, pe pământ este cea mai dură școală, așa se cotează. Nu știm că din infinitatea de universuri și de planete, nu știm, dar ce ni s-a permis să accesăm ca informație. Ei, uite, pentru că ai pus și problema așa, ce ni se permite să accesăm, aș vrea să te întreb, chiar dacă suntem pe final de emisiune, să te întreb, care e părerea ta despre extraterestri, hai să nu mai ocolesc. Ultimele sunt studii de mulți ani, dar datorită dezvoltării tehnologiei, ultimele studii sunt cele mai pertinente, că în 1800 nu erau aceleași mijloace de studii ca în 2000 și... Părerea mea despre extraterestri privind existența lor sau impactul lor asupra noastră, bineînțeles că ei există, există o multitudine de forme în univers. Nu, sunt umani, sunt non-umani, sunt civilizații care sunt făcute doar din roboți sau din materie eterică sau diverse forme, că noi nici să le vedem, nu am putea înțelege. Și privind extraterestrii, sunt foarte multe dovezi pe Marte, pe Lună, accesibile nouă, tehnologiei actuale, a prezenței lor pe Marte, pe Lună sau pe Pământ. Sunt foarte, foarte multe studii, vestigii, dar, din păcate, nu se predă la școală adevărata istorie și nu se amintește deloc despre acest fapt. Ei au existat și vor exista întotdeauna și au vizitat Pământul. Unele teorii spun că noi, omenirea, am fi o experiență a extraterestrilor. Nu se știe nimic concret, oricum Dumnezeu există și este peste tot toată această poveste. Se poate să fim o experiență a extraterestrilor. Omul nu e făcut pe Pământ ca să știe exact de unde vine, pentru ce trăiește și unde merge. Că dacă am ști, știm doar că trebuie să ne facem misiunea vieții, așa acum o percepem, cum înțelegem noi în cutiuța noastră de gândire permisă de Dumnezeu.
Da, mi-am urmărit un scurt episod dintr-o emisiune pe un canal național în care o femeie din România, Maria, nu-i mai spun celălalt nume, a fost răpită de extraterestri și spune că a rămas cu o conexiune cu ei în momentul în care ea se gândește, intră în conexiune cu ei. Este foarte interesant pentru că am mai citit multe materiale vis-a-vis de lucruri de astea, de oameni care au fost răpiți de extraterestri. Acum doar pentru a nu ne speria și pentru a fi în pacea lui Isus, pentru că eu asta spun, atât timp cât ai pacea lui Isus cu tine, nu ți este frică de nimic. Iar în Biblie, chiar dacă a fost scrisă după 60 de ani după ce a plecat Isus la ceruri, spune Dumnezeu în Biblie în felul următor: un fir de păr nu se va clinti de pe capul tău fără știrea mea. Și atunci, știind că toate sunt în voia lui Dumnezeu, nu avem de ce să ne fie frică. Iar revenind la începutul la ceea ce ai spus în începutul emisiunii noastre, că noi suntem creatori, că noi suntem cei care, în momentul în care ne propunem niște lucruri și ne punem niște intenții, putem crea efectiv realitatea cu ceea ce gândim noi. Este foarte, foarte. Trebuie să avem foarte mare atenție la ceea ce gândim și ceea ce vorbim. Pentru că orice cuvânt se materializează, orice gând se materializează acum cu o putere mult mai rapidă decât am trăit până acum. Și acum revin la ceea ce am vrut să te întreb. Dacă tu consideri că aceste ființe care sunt extraterestre pentru că trăiesc dincolo de planeta Pământ, dacă sunt, din punctul tău de vedere, și benefice și malefice, pentru că există anumite momente care le simțim noi pe Pământ, și am să-ți dau un exemplu foarte simplu, a fost o perioadă în care au fost furtuni, ploi în România, era foarte înnorat și afară ploua ușor, deci nu era o ploaie de aia care să zici că te inundă, dar deasupra norilor se întâmpla ceva care nu puteai să-ți explici. Trăznea și fulgera continuu, 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 continuu și tuna la fel. Și atunci spui întrebarea: nu este ceva normal, nu este ceva firesc, nu este ceva ceea ce se întâmplă pe pământ. Eu și cum am mai văzut și alții spun că au fost niște lupte undeva deasupra norilor, nu știm exact, dar lupte între civilizațiile extraterestre care vor să cucerească pământul într-un fel sau altul. Tu știu că ai studiat, știu că tu ești un om deosebit de cu foarte multe informații și despre asta, așa am să te rog să ne spui care este părerea ta. Deci, dualitatea există în tot universul, și bine și rău. Prin urmare, există și extraterestri benefici și malefici. Există lupte interstelare pentru putere pe care mintea omenească, în imensitatea universului și a universurilor, nu le poate înțelege. Privind faptul de a cuceri pământul extraterestri, eu am rezerve, pentru că nu știu ce interes ar avea sau ar fi la degetul lor mic, ca să spun așa. Depinde dacă au degete, depinde la ce extraterestri mă refer, ca să o facă. Nu ar trebui să lupte pentru asta. Însăși, apariția OZN-urilor a fost și pro și contra, și controversată, și nu, dar este cert că există extraterestri și prezența lor se simte în preajma Pământului, în preajma unor evenimente importante sau ca și locație a centralelor atomice cu risc. Acum, ori pentru o protecție, mă gândesc, pentru a proteja omenirea, nu doar că unele guverne folosesc aceste informații privind extraterestri tot contra omenirii sau tot ca o formă de manipulare. Asta este trist, de a manipula mentalul colectiv cu intervenția unor extraterestri, când de fapt guvernele respective au o tehnologie avansată și trag niște sfori pentru a
deforma mentalul colectiv pentru a-l influența. Da. Mai avem câteva minute din această emisiune și, Gabi, vreau să încheiem într-o atmosferă pozitivă și către Dumnezeu, cu deschidere către Dumnezeu, indiferent cum îi spune, cine îi spune, cum îi spune Creator, Univers, Energie, Jehova, indiferent, El este Dumnezeu. Noi ne-am născut aici pe pământ românesc, noi suntem creștini, noi suntem credincioși și suntem scânteia divină, părticică din Dumnezeu, pentru că prin Duhul Sfânt ne-a dat viață. Așadar, ultimele cuvinte pe care vreau să le spun în această emisiune este: cum să facem noi, întreg poporul, să dăm la o parte vălul ăsta de frici care ne vin din informațiile de pe media și din tot felul, din facturi și așa mai departe, știi la ce mă refer, nu mai vreau să le dau energie, și să spui tu cum să facem să trecem peste toate astea și să trăim cu bucurie fiecare moment în parte. Să ne bucurăm de magia vieții, să conștientizăm darul vieții, să ieșim din frică cum frica ce este. Repet, un fel de ego al minții care știe ce se va întâmpla, că tot nu știm ce se întâmplă și ce avem de pătimit dacă vine ceva rău, tot trebuie să trecem peste. Deci frica este o energie total nefolositoare și neconstructivă. Să transcedem prin a avea claritatea vieții noastre și claritatea faptului că suntem în viață și suntem în viață cu un scop, cu un țel, să ne îndeplinim țelul vieții, nu să ne risipim prin frici sau uitându-ne prea mult și crezând tot din mass media sau trăind doar în gânduri gânsene, gânduri, sentimente, emoții negative. Da. Accesarea bucuriei interioare și claritate. Claritate. Iar pentru cei care nu știu cum să transmită această bucurie interioară și să se bucure ei înșiși de viața pe care o au, de ceea ce trăiesc, de experiența pe pământ, mai simplificat am putea spune eu, așa cum am învățat și eu din alte părți, și mulțumesc lui Simona pentru că mi-a zis cu atâta dragoste, Gina, binecuvintează, acceptă și pune-le pe toate mâinile lui Dumnezeu, pentru că oricum nu poți schimba nimic și toate sunt în voia Lui. Așa că facă-se voia Ta, Doamne, în tot și în toate, și cu ocazia aceasta mulțumesc încă o dată lui Doamne, pentru că ne-a îngăduit să facem această emisiune și este o emisiune făcută în numele Sfintei Treimi, și mulțumesc pentru tot și pentru tot ceea ce ne dă Dumnezeu, mai în mod special pentru acești oameni minunați ca tine care vin în emisiune, pentru că eu mă rog în fiecare zi la lui Doamne să-mi trimită oameni prin gura cărora să vorbească și să ajungă aceste cuvinte ale voastre în sufletul omului pentru a-și crea această schimbare de care este nevoie. Și după cum vedeți, dragi prieteni, oamenii vin în emisiune și eu mulțumesc cu recunoștință pentru asta lui Dumnezeu, oamenilor care vin în cazul nostru lui Găbița și bineînțeles dumneavoastră care ne priviți și ne dați credite. Găbița, îți mulțumesc cu toată ființa mea pentru emisiunea aceasta și te mult drag. Și să ne revedem sănătoși în pacea lui Iisus Hristos și cu bucurie în suflet, pentru că avem o viață pe care o trăim aici și acum în voia lui Dumnezeu. La revedere, Gabi, la revedere. Mulțumesc. La revedere. La revedere, stimați telespectatori.